Salutare oameni buni, talebanul vă pupă pe toți Astăzi facem un vlog în care o să vă vorbesc despre YouTube Cum văd eu YouTube-ul Cum o să fie YouTube-ul meu de acum încolo Cum o să mă comport cu oamenii Ca să știe oamenii Dacă vă place, bine Dacă nu vă place, vă pupă talebanul Fiecare pe strada lui sunt o mie de canale unde puteți să vă duceți sunt o mie de canale cu care voi puteți să vă legați și așa mai departe. Dacă vă place, bine. Dacă nu, nu. Și de ce vă spun asta? Că în ultimele zile m-am săturat să văd anumite chestii care pe mine pur și simplu m-au deranjat, dar nu m-au deranjat ca și YouTube. M-au deranjat ca și persoane. M-au deranjat ca și caracter care voi le aveți. Că YouTube-ul pe mine chiar nu mă interesează. Dar mi-am dat seama că pe YouTube-ul ăsta mai bine ai hate decât să ai un fel de prieten fals care dimineața te salută, seara te fut, a doua zi te iubesc și după amiază te ard. Înțelegeți ce vreau să zic? Aș. Și aici nu mă refer la cine are canale, mă refer la toți. Cine are canale, cine umblă pe canale, cine caută moderatori și te pupă în cur pentru un moderator, pentru cine are moderator pe la unul și pe la altul și se duce cu hate, mă refer la ăia care știu decât să bage în bârligături, mă refer la ăia care știu să dea private ca să le dea la alții și după aia se întorc de la alții cu private la tine. Hmm? La, la aceste persoane mă refer. Și acest clip mie nu o să-mi aducă nimic bun. Nici abonați, nu o să-mi aducă nici like-uri, poate o să-mi aducă dislike-uri, dar nu mă interesează. Că pe mine YouTube-ul nu mă schimbă. Pe mine YouTube-ul nu mă schimbă cum vă schimbă pe voi. Că voi când dați drumul la camera aia sau stați pe chat, că aici mă refer la cine umblă pe chat, sunteți ceva. În momentul în care live-ul se închide Voi o să fiți cineva pe alt live Sau cine face live-uri În momentul în care se închide live-ul Oricum o să fiți aceleași persoane Dacă sunteți de căcat pe YouTube Sunteți de căcat și în viața reală Îmi pare rău să spun așa ceva nu e ref nu, Clipul ăsta nu e făcut pentru cineva Neapărat E făcut cum văd eu YouTube-ul Să zicem așa în ultima perioadă și cum credeam că aș fi putut să-l văd acest uh, YouTube? Mi-am dat seama că pe YouTube pur și simplu nu poți să ai încredere în nimeni. Și cineva a folosit cuvântul ăsta acum câteva zile. Că a zis, bă, talebanul are defectul ăsta să aibă încredere în oameni. Și din păcate, din păcate, are dreptate. Eu am avut mare și mare încredere în anumite persoane. Și nu zic că îmi pare rău, că mie niciodată nu mi-a părut rău să dau încredere la oameni, că la oameni trebuie să le dai încredere, că dacă nu, ai trăit tot timpul numai în paranoia. Știi cum e? Te arzi, îți trece, nu are nimic, orice, dar stai bine în momentul ăla și așa mai departe. Da, fraților, mi-am dat seama în ultima perioadă că YouTube-ul ăsta nu zic că e un fel de junglă. Și vă spun de ce. Că în junglă animalele între ele nu se trădează. Deloc, părerea mea. Se mănâncă între ei, da, da. Dar nu se trădează. Și. Nu știu. În junglă nu vine ursul să bage în la vulpe, să se certe vulpea cu măgarul și măgarul după aia să se alieze cu calul. Nu. Deci în junglă fiecare face orice ca să supraviețuiască. Pe YouTube nu e același lucru. Deci nu mai spuneți că YouTube-ul e o junglă. Să-mi bapul jungla e lux pe lângă YouTube-ul ăsta. De acum încolo o să încerc să, să mă întorc, să mă concentrez pe ceea ce vreau să fac eu, să nu mă mai pierd în prostii de genul ăsta. Cine vine pe canal e binevenit, dar, dar, cum îmi dau seama că caută îmbrăligături, caut atenție, pot să fie oricine, dar oricine o să aibă bloc și o să aibă ce și merită. Cine o să dea cu hate, o să aibă hate și așa mai departe. Nu mai îmi trimiteți link-uri, vă rog eu frumos, și aici știe foarte bine la cine mă refer. Link-uri cu Hai că la pe live. Hai că să te uiți ce zice la de tine. Nu mă mai interesează. Cine îmi trimite așa ceva, vă dau cuvântul meu de onoare, cu mine nu mai vorbește și o să aibă blog și pe canal și așa mai departe. V-am zis, clipul ăsta nu o să-mi dea like-uri sau abonați din potrivă, dar nu mă interesează. Vreau să fiu o persoană curată, cu principii, nu vreau să fiu o persoană care se vinde. Nu vreau să fie persoana aia care dimineața te pupă și seara te, te înjură. Ori te pup tot timpul, ori te înjur tot timpul. Atât. Nu caut să mă aliez cu nimeni. Nu caut să mă cer cu nimeni ca să fac abonați. Hai să ne certăm cu ăla, hai să ne certăm cu ăla. Lasă-mă să vorbesc de ăla ca să vină lumea să faci vizualizări. N-am căutat niciodată. Și n-am de ce să caut acum. Nu o să mă mai vedeți pe live pe la nimeni. Nu vreau să mă mai duc pe live-uri pe la nimeni, dar pur și simplu la nimeni. De ce? Că pe youtube ăsta, în momentul de față, cel puțin în momentul de față, pot să zic că mai am așa un fel de simpatie decât pentru. Maxim 3 persoane. Maxim 3 persoane. De ce? Că persoanele până la urmă, până în momentul de față, n-au avut, n-au încercat niciodată să caute vizualizări sau abonați pe spatele meu. Acele persoane, dacă m-au ajutat, m-au ajutat cu cea mai mare plăcere. Acele persoane dacă m-au ajutat astăzi, a doua zi, nu m-au înjurat. Acele persoane când mă salută, mă salută și după aia nu mă înjură că nu mai sunt eu pe live. Și decât acele persoane pot să spun că mai sunt lângă mine și o sunt lângă ei cum eram înainte. Dar, în rest, toți, la revedere, vă pupă talebanul și să vă dau la cleanță dacă sunteți drențe. Atât! Dacă voi spuneți că eu sunt zdreanță, voi sunteți zdreanță. Dacă voi sunteți băieți, eu sunt băiat. Cam ăsta e mesajul. Dacă voi stați în banca voastră, eu stau în banca voastră. Dacă voi, voi vă legați de mine, eu o să mă leg de voi. Dar trebuie să văd eu chestia asta, de a vă spun. Nu mai îmi vorbiți despre alții, nu mai îmi trimite fratele meu link-uri, vezi că e la live și vorbește de tine, nu mai îmi trimite like-uri, linkuri ca să-mi spui că vezi că ei au făcut pace, că mă doare în pulă de toată pacea tuturor, că oricum pe YouTube faceți pace dimineața, vă certați seara, vorbiți de voi de tot căcatul pe live-uri și a doua zi vă pupați și vă sunteți tovarăși. Cam asta e YouTube-ul și mie nu-mi place YouTube-ul ăsta. Și o să încerc să stau cât mai departe de voi, frate. Să nu mă mai concentrez pe chestiile astea. Că sunteți moderator pe canal la mine. Că nu sunteți moderator pe canal la mine. Că sunteți persoane care mă urmăriți și poate mă și apreciați. Dar o să-mi ziceți, vezi că a vorbit ăla sau a făcut ăla sau ăla a zis sau ăla a făcut. Vă spun sincer, vă salut, suntem prieteni ca înainte, dar o să vă dau bloc. Că vreau să mă concentrez să fac ceea ce am făcut până acum, ce vreau să fac, și să continui să fac ceea ce îmi doresc și să nu mă pierd pe anumite chestii. Că e ușor să te pierzi. E ușor. E ușor pe YouTube ăsta să te pierzi, să te concentrezi mai mult pe ce fac alții decât pentru ceea ce faci tu și ce trebuie să faci tu. Și momentul ăla tu nu o să mai faci YouTube. Tu momentul ăla o să fii unul care stă pe YouTube să vezi ce zic și ce fac alții și o să fii unul care pierde de cât timp pe YouTube. Deci dacă vreau să fac aia, închid canalul de YouTube și o să fac chestia aia. Dar atâta timp cât o să am un canal de YouTube, pe mine chestiile alea nu mă mai interesează. De ce? Ca să pot să mă concentre să fac ceea ce îmi place mie. Să vedeți ceartă la mine e greu. Nu vreau să mai fac ceartă. Când o să fie de ceartă, o să fac ceartă un minut, o să-mi bag pula în tot ce e pe pământul ăsta s-a terminat și dau drumul la live cum trebuie. Nu o mai lungim, nu mai facem. Gata, Caterinca asta. Caterinca asta e frumoasă. Uite și cu anumite persoane. Până la un moment dat. Dar după aia te saturi. E ca și cum ai mâncat tot timpul același lucru. Și dacă îți place carnea, moda dar dacă mănânci tot timpul carne, 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 la un moment dat, te saturi. Nu o să-ți mai plac, înțelegi? Cam asta e, e chestia. Eu cu clipul ăsta nu vreau neapărat să dau în cineva, că n-am niciun interes. Dar, 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 e cam așa, cam ce vreau să vă zic eu. E un clip făcut repede, e un clip fără să tai, fără să-l gândesc, stai să am grijă ce zic, ce nu zic, că poate se supără ăla. Chiar nu mă interesează dacă cineva se supără. Dacă cineva se simte acuzat sau se simte care legătură cu clipul meu, înseamnă că poate trebuie să se simtă. Eu sper să se simtă, ea care chiar trebuie să se simtă. Bine, că anumiți, anumiți sunt așa de nesimțiți că nici măcar nu se simtă. Dar asta e. O să se simtă în timp. S-a creat prea multă ceartă în ultima perioadă, și nu între mine și cineva. Că acolo nu e ceartă. E mai mult caterincă, de multe ori caterincă de prost gust, din partea tuturor. Dar e tot timpul catering. Dar nu-mi place ideea asta să văd că se creează ceartă în chat, să văd chat că se ceartă între ei. Și de ce vă spun? Că dacă văd cearta asta, o să încep să dau blocuri. Și o să trebuiască să renunț la anumite persoane. Care poate mie nu mi-au greșit, neapărat, dar, greșind în chat, cineva trebuie să ia o măsură. Pe cineva trebuie să blochez. Și nu văd de ce să blochez. Și vă spun de acum, o să blochez acele persoane care umblă cu cearta pe toate canalele. Că dacă cineva umblă cu cearta pe canal la mine, e ok dar să nu vă ceartă adusă de pe alte canale și chestii de genul ăla. Că acolo o să aibă toți bloc. O mai bine, mai bine nu mai fac live-uri decât să stau să mă facă că nu vă numai ca să am oameni pe, pe live. No. O să fac live cu 5, cu 10, cu 15 persoane. Nu mă interesează câte sunt. Dar o să fac live-uri frumoase. Cum îmi plac mie. Fără să mă pierd pe alte chestii. Și o să vedeți, cred eu că o să vedeți, din, deja din seara asta, dacă o să fac live, că foarte multe persoane nu o să le mai vedeți în cealaltă la mine. Foarte multe. Pe multe că o să le blochez eu. Și în al doilea rând, nu o să le mai vedeți după clipul ăsta. Că o să se simtă. Și așa mai departe. Și apropo, când vă atrag atenția, ați greșit pe private, nu vă mai duce să le dați la alții. Că eu pot să le spun și pe live. Eu nu vă scriu în privat că mi-am probleme. Dar vă scriu în privat că e urât să vă scriu, mai ales pe live-urile voastre, de față cu alții. Și poate lumea chiar crede că eu vreau să vă dau o umilință. Și eu nu vreau să dau umilință la nimeni. De-aia vă scriu în privat. Dacă nu vă spun totul pe live, eu nu-mi fac probleme la primul la ultimul, vă dau cu nume, cu prenume, cu ce vreți voi și vă spun tot ce faceți. Nu sunt probleme, nu mi-am făcut niciodată probleme de genul ăsta, știți, știți foarte bine. V-am purtat, purtat respect la toți și cred că vi s-a urcat respectul la cap. Aia e problema, că dacă ai prea mult respect pentru oameni, li se urcă respectul la cap. Eu când închid camera aia, sunt Alex. Voi când închideți camera aia, sunteți același căcat de multe ori. Știți foarte bine. Ăștia care umblați prin chaturi, ales cu îmbârligături, pe chat sunteți niște căcaturi. Dar și când se închide live-ul ăla, voi tot aia sunteți. Bine, dați drumul la dislike-uri, vă pupă talebanul și nu mai veniți, mă. Stați, mă, unde vreți voi. Nu mai veniți, mă, că nu vreau să am un chat parazit. Nu vreau să am prieteni de căcat, nu vreau să am prieteni falși, care cum te întorci cu spatele, îți dau cu cuțitul, că aia faceți voi, mă. Voi din chat, voi care mai aveți canale, știți foarte bine la cine mă refer. Sper să nu se simtă cine nu are legătură. Că nu mă poate de multe ori acum o să se înceapă. A, dar de cine știe de cine vorbea, de cine nu vorbea. Dacă cineva are impresia că vorbesc de el, poate să-mi zică. Nu sunt probleme, eu spun la toată lumea. Dar asta e părerea mea de YouTube acum. Asta e părerea mea, frate. Am și eu dreptul la o părere, cum toți au dreptul să vorbească, să zică ce vor ei, dar acum încolo o să zic și eu. Nu o să mai îmi fac probleme, nu o să mai îmi fac griji că deranjez pe cineva și poate eu vorbesc despre altcineva și se simte altul. Nu mă interesează. Cine se simte e treaba lui. Vă pupă Taliban și ne vedem pe live.